Am revenit, vom afla cum ne putem vindeca, cum ne putem reechilibra fizic și psihic prin alegerea celui mai potrivit remediu homeopat. De asemenea, vom afla dacă unele schimbări nefavorabile care survin asupra stării noastre de sănătate pot fi stopate și mai ales cum să facem acest lucru. Vom vedea că există tot felul de remedii homeopate pentru diverse afecțiuni, unele dintre ele ne sunt chiar la îndemână. Toate acestea alături de invitații noștri, doctor Cacovean Adrian, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Bună ziua, domnule doctor, bine Bună ați revenit! ziua și bine v-am Cu regăsit! mare drag și doctor Naghiu Radu, specialitate psihiatrie pediatrică și homeopatie. Bună ziua, domnule! Bună ziua, bine v-am găsit! Am reluat un subiect despre care am mai vorbit alături de noastră, domnule doctor, într-o emisiune anterioară și anume despre avantajele și despre efectele minunate ale homeopatiei. Astăzi aș vrea să vă întreb cum ne putem alege cel mai potrivit remediu homeopat pentru a scăpa de anumite afecțiuni, spre exemplu afecțiuni care sunt foarte frecvente, tuse, bronșit, diverse alergii, chiar și de răul de călătorie, și cum ne putem folosi de semnele și simptomele pe care le avem pentru a avea un indiciu în alegerea acestor remedii homeopate. În primul rând, remediul homeopat este un medicament foarte puternic care acționează doar atunci când este bine ales, când tabloul remediului homeopat se suprapune peste tabloul simptomelor pe care le acuză un pacient. În alegerea unui remediu ne stau la dispoziție diverse cărți, diverse site-uri. Există, de exemplu, dacă căutați repertoare homeopate online, și în română și în engleză, unde se introduc simptomele pe care le acuză un pacient și urmează o repertorizare care este făcută automat și care indică Și își pot remedii afla remediile. posibilitate. Un alt mijloc este să avem cărți de popularizare a homeopatiei în care sunt descrise situații frecvente cu care ne întâlnim, răceli, stări alergice, tulburarea tranzitului digestiv, greață, vărsături, respectiv diaree sau constipație, remedii pentru migrene, remedii pentru dureri de cap, remedii pentru transpirație, remedii pentru diverse Bun. situații, pentru Să vorbim totuși insolație. concret. Ce sfaturi ne puteți da? Pentru că sunt foarte multe pericole cu care ne întâlnim zilnic, unele pe care nici nu le identificăm fără să știm. Trecem printr-o serie de astfel de pericole, de la hrană până la tot ceea ce este în exterior. Și să vedem totuși cum ne putem ajuta, cum ne pot ajuta aceste lucruri. La homeopatie ajungi destul de greu. În primul rând trebuie să-ți deschidă cineva mintea și cel mai ușor ți-o deschide mintea dacă ai deja un medic, medic de familie preferabil, care te vede, te cunoaște și care te învață să folosești în diverse circunstanțe, diverse remedii pe care cu vremea începi să Să le înveți folosești. când au efect și chiar poți să le indici la prieteni, la apropiați. O altă cale prin care ajungi la homeopatie este pe calea literaturii, pe calea informației. Avem internetul la dispoziție pentru toată lumea și putem găsi o grămadă de informații pe internet care să ne conducă la cum să ne alegem remediul potrivit pentru situația respectivă. Ca să practicăm totuși o homeopatie, să zicem, la nivel individual, casnic, pentru situații ușoare, mă refer, fără să aibă potențial de a se transforma în drame medicale, lucruri simple. Avem accesul la aceste informații și, în primul rând, când facem homeopatia, trebuie să știm că remediul homeopat, când este ales, poate să ne salveze din situații, să cupeze evoluția unei situații dintr-o formă ușoară spre o agravare, spre o boală care necesită chiar spitalizare, atunci când este ales la timp, profilactic, Am înțeles. trebuie să fim foarte atenți, totuși, Dar pentru haideți că. să vedem concret ce sunt aceste remedii pentru telespectatorii care nu știu exact la ce se referă. Adică dați-ne un exemplu. Atunci trebuie să facem un pic de incursiune în homeopatie. Ce înseamnă homeopatia? Homeopatia este o știință, face parte din medicina hipocratică, alături de medicina alopată. Și este știința folosirii dozelor mici, a remediilor în doze mici, remedii care nu acționează prin ele însele, dar conțin informația necesară ca un organism să își revină.
Din punct de vedere informațional, este vorba de o informație înmagazinată în remediu homeopat, informație care până la urmă este totul. Noi avem gene care exprimă gene pentru lucruri bune, cât și pentru lucruri rele. Avem gene care reglează și gene care au stabilite anumite funcții. Exprimarea genelor se face în funcție de ceea ce există în mediu. Membrana este creierul celulei. Am înțeles, domnule doctor, aș vrea totuși pentru telespectatorii noștri să înțelegem foarte clar, bun, avem o răceală, suntem bolnavi, totuși concret, ce putem face? Adică pentru cei care nu știu exact cum pot apela la aceste remedii, ele se găsesc, unde se găsesc? Remediile în homeopate se găsesc în farmacii, în alte țări fiecare farmacie aproape are remedii clasice, cât și remedii homeopate. La remediile homeopate se poate ajunge mergând la farmacie sau îți faci o trusă de remedii homeopate la indicația deci unei persoane care cu o cunoaște, cu remedii pentru acute. Supervizarea medicului, da? Cu remedii acute. Nu te poate opri nimeni să folosești remediu homeopat. Nu te poate opri nimeni să ceri un remediu homeopat, pentru că, în primul rând, n-ai cum să faci rău cu homeopatia. Dacă remediul nu se potrivește, deci nu există efecte adverse. Nu ai ce să faci. Poți să începi să faci anumite necazuri în homeopatie atunci când te apropii de a o cunoaște și a o stăpâni, când te apropii cu remedii foarte asemănătoare cu pacientul, remedii care pot să suprime anumite simptome, la fel cum suprimă remediile homeopate, dar nici aici nu este un pericol foarte mare decât, știu și eu, faci o patogeneză, îți administrezi singur de capul tău un remediu vreme îndelungată și începi să dezvolți simptomele pe care remediul respectiv ar trebui să le rezolve. Situație în care este foarte simplu. Folosești un antidot, există pentru fiecare remediu descrise antidoturile care înlătură efectele adverse care le poate provoca un remediu sau și mai simplu, întreruperea administrării remediului homeopat de capul tău și nesupervizat. Am înțeles. Cum refacem, domnule doctor, echilibrul organismului, de fapt, prin intermediul acestor, apelând la aceste remedii homeopate? Vreau să spun câteva cuvinte despre homeopatie, ca să înțelegem cum se reface echilibru. Homeopatia se bazează pe principiul similitudinii. Ce înseamnă aceasta? Dacă luăm un grup de oameni clinic sănătoși, care apare, n-au nicio problemă de sănătate, și le administrăm zilnic o substanță, le punem în mâncare, în timp ei se vor intoxica și prezintă niște simptome la nivelul corpului sub formă de durere sau la nivel psihic. Persoana care prezintă simptomele respective produse în mod natural de boală, dacă îi dau substanța care o produce, dar într-o concentrație foarte, foarte mică, infinitezimală, simptomele se reduc până la dispariție. Un exemplu. Dacă tăiem ceapă, ne curg ochii și nasul. Într-o rinită virală, ne curg ochii și nasul ca atunci când tăiem ceapă. Dacă avem o rinită virală și vreau să tratăm cu un medicament homeopat, atunci un medicament foarte bun este Allium Cepa, ceapa în diluție infinitezimală. Pentru fiecare medicament homeopat există o listă de indicații în ce este bun. Și atunci, cunoscând acea listă de indicații, suprapunem peste simptomele pacientului și găsim medicamentul homeopat de care are nevoie. Cum acționează medicamentul homeopat? Homeo înseamnă în același sens. Medicamentul homeopat ajută organismul să își revină. Un exemplu. Dacă o persoană mănâncă un ou stricat, organismul încearcă să-l elimine afară prin scaune moi. Medicamentul homeopat nu încearcă să oprească scaunele moi, ci va agrava simptomul pentru că organismul să elimine mai repede oul alterat. Lucrează în aceeași direcție cu organismul. Bun. Există și anumite aserțiuni conform cărora 90% dintre boli ar putea să nu existe dacă oamenii ar fi mai atenți cu regimul de viață, mai atenți să acționeze din timp și aș vrea să vă întreb în acest sens ce sfaturi ne puteți da. Deci în acest sens, 90% din boli n-ar exista, iar cele care există ar avea o evoluție altfel în prezența unei nutriții adecvate. Asta e cu privire doar la nutriție. Cu privire la homeopatie, ca să vedeți cât este de puternică, cunosc cazuri de medici, atât în România cât și în alte țări, medici de familie, care în lista lor de pacienți au copii care i-au preluat încă de dinainte de a se naște și i-au urmărit toată viața cu remedii homeopate, copii care au ajuns la vârste de 40-50 de ani și care n-au niciun dinte stricat, nu cunosc ce este să ai durere de cap, să fi răcit vreodată, să fi avut vreo boală la 40-50 de ani. Există
atât de puternic este homeopatia. Adică oameni care au apelat la care au avut norocul să aibă astfel de medici de familie instruiți să le păstreze sănătatea. Homeopatia, în primul rând, echilibrează organismul, atât în stare de sănătate, cât și în stare de boală. Și dă calea, ghidează organismul spre cum să-și recapete starea de sănătate, utilizând la forțele de vindecare pe care le-a dat Dumnezeu fiecare individ. Noi avem capacitatea atât să ne îmbolnăvim, și faptul că dezvoltăm o boală, noi o dezvoltăm. Avem puterea asta, o putere rea în noi, la fel avem și o putere bună, puterea noastră de vindecare, care prin remediu homeopat, plus ceva nutriție sănătoasă, să ne recâștigăm starea de sănătate. Putem lua un caz concret să ne explicați pentru a înțelege mai bine? O persoană pe care ați tratat-o și care și-a ameliorat? De exemplu, cazul de hipertensiune arterială esențială. În momentul în care ești diagnosticat cu o hipertensiune arterială esențială, în toată lumea, medicina clasică spune despre ea esențială, adică nu îi se cunoaște cauza, nu se știe cum să se vindece. Singurul lucru care îl face medicina clasică este să echilibreze tensiunea prin medicamente antihipertensive. Echilibrează balanța folosind medicamente care scad tensiunea arterială. În homeopatie, tensiunea arterială, hipertensiunea arterială nu mai este esențială, este o boală care poate să fie vindecată atunci când ai găsit remediul corect. Și am cazuri care, la început, merg în paralel, au niște medicamente de tensiune sau poate le inițiezi tu, îl găsești prima dată pe individ cu hipertensiune, îi pui diagnosticul, inițiezi un tratament în paralel clasic, și în paralel cu cel clasic dai remedii homeopate sau de reglare fiziologică. Da, merg în paralel oricum. În paralel, momentul în care omul începe să-și recâștige controlul tensiunii arteriale, să se repare cârma menținerii tensiunii, medicamentul clasic devine inutil și asta se manifestă că te sună pacientul într-o dimineață și spune: domnul doctor, am tensiunea 7, nu amețesc și în pat și nu știu ce să fac, de ridicat din pat nici vorbă, că atunci îmi pierd vederea. Și atunci îi spui, din momentul de față nu mai ai medicamentul clasic, aștepți până când îți crește tensiunea, bei o cafea, bei lichide, bei, mănânci, te alimentezi și stai în pat până când își revine tensiunea și din momentul de față nu mai ai medicamentul. Și am avut pacienți cu 3 medicamente de tensiune și un medicament pentru puls, beta-blocant, la care, de exemplu, într-o seară mă sună pacienta și îmi spune: domnul doctor, așa, 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 dureri, tot felul, era cât pe ce să cheme salvarea. Și ce diagnostic? În momentul în care discutam la telefon cu pacienta, am distins o frică, o spaimă la pacientă. Și atunci am întrebat-o. Evenimentul se întâmplă acum vreo 5 ani, de exemplu. Cazul la care m-a referit, dar cazul ăsta se întâmplă zilnic. Frecvent, da. Se întâmplă zilnic cu pacienții care urmează în paralel medicamentele clasice cu cele homeopate. Și identific frica aceasta și o întreb pe pacientă: când ați mai fost așa de rău speriată? Dar o spaimă care se vedea parcă ar fi că picat din avion, fără parașută. La care femeia spune cu greu, ne ducem la cutremurul din 7-7. Atunci a fost spaima, de atunci au început problemele. Frica respectivă, cu tresăriri, tresărea pacienta, la orice zgomot tresărea, somnul era agitat. Iepuresc, da. Auzea tot ce se întâmplă în timpul somnului. Și se speria mai ales la zgomote sau la vești proaste. Identific frică opium. Îi dau opium, îi spun să se ducă să caute la orice farmacie, nu eram în București, homeopată, o doză de opium, CH200, ia doza de opium în seara respectivă, a doua zi mă sună și îmi spune că e tensiunea așa. I-am interzis primul medicament, am întrerupt unul dintre medicamentele de tensiune, peste încă o zi îmi spune: domnul doctor, ceva mai bine, acum pot să nu amețesc stând în pat întinsă, dar când vreau să-mi ridic capul, tot amețesc. Am anulat al doilea medicament, 3 zile la rând am eliminat permanent, toate practic. Medicamentele da. De tensiune. Și mă sună într-a patra zi să-mi spună: domnul doctor, cu tensiunea acum este foarte bine, dar mai am o problemă, pulsul e 40.
la care am zis gata, rupem beta-blocantul și din momentul respectiv pacienta se duce la medicul de familie, care îi scrie în continuare cele 4 medicamente, nu crede că nu mai are hipertensiune arterială, femeia, ca să nu-l supere medicul de familie, acceptă, primește scrisoarea rețeta, pe care când iese din cabinet, o rupe, că ea nu mai are nevoie de medicamente de tensiune și beta-blocante. Deci, din punct de vedere al homeopatului, nu există boală incurabilă. Deci, practic, nu există este hipertensiune și... arterială esențială. Dar este și maestria homeopatului asupra modului în care îi administrează pacientul. Să știți, asta înseamnă foarte multă experiență. Exact. Să fii cu pacientul și să știți că nu se întâmplă la toate cazurile din prima. Te chinui cu unele cazuri. Te bați cu un cancer de plămâni, de exemplu. Da. Te bați un an, doi, până când îl faci să dispară. Mergând în paralel cu tratamentul sau alopat, cu o leucemie, sau cu o altă boală gravă. Nu merg toate chiar din prima. Nu merg așa. Plus, pe de altă parte, există un alt fenomen. Noi ne naștem cu toții cu o anumită constituție, o constelație, cu anumite preferințe. Unul se naște călduros, unul se naște friguros, unul se naște cu niște preferințe alimentare, altul și aversiuni. Unul îi face bine vântul, unul vrea să stea lângă fereastră, să aibă fereastra deschisă permanent, altul nu îi place, nu suportă curentul și închide imediat geamul în orice cameră unde intră. Ei, constituția asta cu care ne naștem, în urma solicitărilor la care suntem supuși în cursul vieții, se modifică și ne naștem cu o constituție sulfur, devenim nux vomica, ulterior putem să trecem într-un alt remediu. Mai vin vaccinurile, mai vine un tratament, mai vine o supresie alopată și fiecare boală se construiește pe scheletul nerezolvat până la capăt al bolii precedente. Și în homeopatie poți, în momentul în care pacientul îți răspunde cum trebuie, poți să pleci de la o constituție alterată, prezentă, și te duci spre înapoi și înlături strat cu strat și pacientul îți face în urmă, de exemplu, într-un asm bronșic. Un asm bronșic, întotdeauna poți să găsești o manifestare alergică cutanată sau poate o rinită alergică suprimată. O urticarie suprimată cu cortizon. Când se ajunge la cortizon, deja supreția e adâncă. Între pacientul, accepti să-ți revină rinită alergică dacă a avut rinită alergică în antecedente? Accept să-ți reapară urticarea, scoate boala dinăuntru, înspre suprafață, dinspre prezent, spre trecut și de sus în jos. Există niște legi ale vindecării și atunci ai vindecarea adevărată. Pentru că altfel, chiar și cu remediile homeopate, dacă insiști mult cu un remediu nepotrivit sau care nu produce vindecare, poți să faci supresii chiar și cu homeopatia. Adică poți să faci mai rău decât... Nu mai rău, supresii. Adică să se comporte medicamentul homeopat la fel ca unul ortodox. Frumusețea în homeopatie este că nu ai limită, practic. Am înțeles. E o terapie informațională care coincide cu noile teorii, cu nutrigenomica, cu teoria care spune că nu nucleul este creierul celulei, ci membrana, informația, mediul în care trăim, informație care spune... Ce genă să se exprime? Gena care însănătoșește, care menține sănătatea, sau să se exprime gena proastă care te îmbolnăvește? Am înțeles. Avem programe, avem legi biologice cu care ne-am născut, legi biologice care intră în acțiune indiferent că vrem sau nu vrem, legi biologice care acționează la nivel de adâncime. Adică predispozițiile fiecăruia. Nu, astea legile sunt valabile pentru toți oamenii. Și aceste legi, 5 legi biologice pe care le-a descoperit dr. Hammer, acționează în inconștient și sunt niște programe biologice greșite care produc boala. Da. Se poate ieși din toate treburile acestea. În funcție de, repet, structura despre care vorbeați mai devreme, pe care fiecare o are într-o anumită zonă. Pentru că fiecare om are un soi de constituție, o anumită structură. Medicina ayurvedică, chiar o să discutăm într-o emisiune ulterioară, împarte pe anumite categorii această structură a fiecarei persoane. Domnule doctor, aveți vreun caz care v-a atras atenția? Da, mai multe cazuri. Pot să relatez unul din primele cazuri de mare succes. Este tatăl unei colege farmacist. Atunci era în vârstă de 70 de ani, era operat pe cord, avea un stent.
a făcut o agravare și colegii chirurgi cardiovasculare au spus că, având în vedere vârsta și gravitatea bolii, speranța de viață este redusă. Poate avea și trombocitele 10.000. Și colega mea m-a rugat dacă pot să-i ajut tata într-un fel ca să-i fie mai bine. La medicația care aveam asociat un tratament medicamentos homeopat, trombocitele au crescut de la 10.000 la 200.000 și după 6 luni de tratament, problema pe care o mai avea, e că, mă rog, își luam medicația mai departe, era că una din nepoate nu are la școală notele pe care le dorește dânsul, că a fost profesor și director de școală. Colegii chirurgi cardiovasculare au rămas uimiți de evoluția domnului nostru și astăzi încă are 90 de ani și încă este bine. Am înțeles. Un caz tot așa, chirurgical, de care mi-amintesc, dar nu numai unul, dar unul care vreau să-l spun. Copil de 4 ani, 3 ani, cam 3 ani avea, diagnosticat cu pentalogie falo, 5 defecte cardiace la naștere, 5 găuri în inimă, să le spunem, care a evoluat normal până la vârsta de 2 ani și de la vârsta de 2 ani a început să piardă achizițiile psihologice și a involuat la vârsta de 3 ani, era cam ca cu mentalul, dezvoltarea mentală era cam ca unui copil de o lună. Mie mi-a fost adus nu pentru defectele cardiace, mi-a fost adus pentru homeopatie ca să îi rezolv problema opririi și regresului în dezvoltarea psihologică a copilului. Practic era o legumă. Nu mai vorbea, nu mai făcea nimic, actul alimentar nici nu știu cum se desfășura. Operația cardiacă nu se putea face în România. Era în evidența Centrului de Boli Cardiovasculare de la Târgu Mureș. Nu aveau bani nici de operație în străinătate. Cert este că, în urma administrării, la un remediu homeopat banal, calcarea carbonica, CH200, copilul a început să, să recâștige achizițiile mentale, să înceapă să se dezvolte din nou și a recuperat diferența de dezvoltare somatică și mentală față de copiii de vârsta persoanei respective, fetiței respective, iar controlele repetate care s-au efectuat la Târgu Mureș au arătat închiderea rând pe rând a tuturor celor 5 defecte congenitale cardiace cu care s-a născut. Ei, asta este foarte frumos, să ai un remediu, dacă știi să faci omeopatie și să-l alegi, să faci ca un organism a cărui dezvoltare, defectele congenitale cu care malformațiile congenitale cu care ne naștem sunt de fapt opriri în dezvoltare pe diverse aparate și sisteme ale organismului, opriri în dezvoltarea intrauterină cu care ne naștem. Așa. Să faci să se reia procesul de dezvoltare oprit în perioada intrauterină și să faci dintr-un om cu malformație cardiacă, venoasă sau alta, să reiei dezvoltarea și să-l faci om, fără defecte. Mare lucru în homeopatie. Așa este. Mai ales în cazul afecțiunilor cu care te naști, congenitale. Deci este mult mai dificil, probabil, decât în cazul unor afecțiuni dobândite pe parcursul vieții. Bun. Să vedem ce formule magice, pentru că uneori sunt chiar formule magice, la ce formule magice putem apela pentru a nu ne mai îmbolnăvi, pentru că de foarte multe ori, de la faptul că dieta, chiar dieta noastră, poate fi folosită drept medicament, am putea totuși să apelăm la anumite remedii, pe lângă remediile homeopate și modul în care ne alimentăm și modul în care dormim și așa mai departe, pentru a evita pentru a evita, mai ales oamenii care au un sistem imunitar mai scăzut, o serie de afecțiuni care, sigur că da, îți provoacă, chiar și în cazul în care nu sunt foarte grave, un anumit disconfort. Și aici aș vrea să vă rog, domnule doctor, să ne vorbiți puțin și despre oamenii cu un sistem imunitar mai scăzut. Cu siguranță că pacienții dumneavoastră se împart în aceste două categorii. Unii care sunt mai viguroși și au un sistem imunitar mai puternic, dar și unii care se îmbolnăvesc mult mai ușor și au un dezechilibru mai mare, primesc mult mai ușor bolile. Ceea ce mai întâi se face o evidență de ce boli a avut pacientul, prin ce boli a trecut. Că uneori bolile prin care a trecut și nu au fost corect tratate, ci doar suprimate, cum spunea colegul meu anterior,
poate să-mi ducă în timp la scăderea imunității. Deci creează acest fond vulnerabil. Să face o analiză a ce alimente mănâncă, dacă are o alimentație echilibrată sau dezechilibrată. Dacă alimentația este dezechilibrată, se fac recomandări pentru o alimentație cât mai echilibrată posibil. Am înțeles. Pentru că în felul acesta, dacă organismul are toți nutrienții de care are nevoie, fiecare celulă funcționează în parametri. Și atunci starea generală de sănătate și imunitate este mai bună. Și pe urmă se mai pot adăuga medicamente homeopate, cum spunea colegul meu, remediu constituțional, medicamentul de teren care ajută organismul să funcționeze în parametri, avem și medicamente țintite gemoterapice făcute din muguri, tot în diluție homeopată, care pentru creșterea imunității. Domnule doctor, o concluzie? Problemele de imunitate se manifestă clinic prin copiii care se duc la școală și care două săptămâni stau cu antibiotice, fac roșu în gât, sunt răciți, au rezolvat problema, se duc din nou la școală, după câteva zile, din nou febră, din nou roșu în gât, iarăși amigdale mari. Din păcate, timpul nu ne mai permite, deci concluzia este că putem apela liniștiți la aceste remedii. Pentru creșterea imunității, homeopatia, un remediu de constituție și remedii pentru acut. Găsiți-vă un medic homeopat în localitatea care sunteți, căutați-vă să vă înscrieți pe lista unor medici care practică și homeopatia. Puteți să vă și informați de unii singuri pe toate site-urile de informare. Odată știut constelația în care vă învârtiți, deci cu ajutorul unui medic, exact, veți ști să vă alegeți singuri remediile de care aveți nevoie. Cu privire la nutriție, cât mai avem? Din păcate, suntem chiar la final, dar vom relua subiectul. Este foarte interesant, este un domeniu ușor inedit pentru noi, dar de mare ajutor și iată, putem scăpa de foarte multe afecțiuni și de foarte multe, în foarte multe situații delicate ne putem ajuta de aceste lucruri, cu condiția, exact cum spuneați, să apelăm la remediile potrivite în funcție de semne și simptome. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile date, iar noi ne revedem pentru partea următoare a emisiunii noastre, pentru a vedea ce afecțiuni ale ficatului sunt mai frecvente, alături de profesor universitar Pavel Chirilă și dr. Carmen Non. Am revenit. Astăzi vom vorbi despre bolile ficatului. Trăim vremuri când suntem expuși multor noxe alimentare, psihice și aerogene. De aceea astăzi vom învăța cum putem detoxifia ficatul periodic, cum putem trata steatoza hepatică sau ficatul gras și cum putem preveni multe dintre afecțiunile sale, alături de invitații noștri, profesor universitar dr. Pavel Chirilă. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit la noi în emisiune. Și dr. Carmen Non. Bună ziua, doamna doctor. Spuneam că vom vorbi despre afecțiunile ficatului. Domnule profesor, ce afecțiuni ale ficatului sunt mai frecvente? În Europa în general, dar în țara noastră în special, hepatita B și C bate recordul. Și de asemenea și hepatita A, care e o boală care se transmite pe cale orală, dar din fericire aceea este o formă ușoară și se vindecă, am putea spune, de la sine de cele mai multe ori. Hepatita B și C însă lasă urme, mai cu seamă dacă stilul de viață al bolnavului nu este corect. Afară de această cauză virală, în zilele noastre apar multe hepatite de o cauză, o numim noi, toxic-nutrițională, fie de la abuzul de alcool, fie de la abuzul de băuturi răcoritoare chimizate, fie de la abuzul de euri, diferiți aditivi, care uneori cred că am putea spune că sunt un pic mai periculoși decât virusurile B și C, pentru că așa cu virusul te contaminezi odată, dar cu acestea aditiv mănânci zilnic. O statistică făcută în Franța acum vreo 15 ani arăta că un francez mănâncă anual cam 3,5 kg de euri, de exemplu, dacă mănâncă numai convențional și nu și bio. Deci există suficiente motive ca ficatul să fie agresat în zilele noastre. Ecografic, el se exprimă prin așa numita steatoză hepatică, care este de fapt o imagine ecografică arătând gradul de fibrozare al ficatului, când încet, încet începe să-și piardă din funcția normală. Iar clinic, bineînțeles că apare
oboseala ca primul și cel mai important simptom și după aceea un sindrom dispeptic legat de grețuri, vărsături, balonări, etc. Funcția ficatului este exprimată cel mai bine de enzimele hepatice, de transaminaze și de formula hemoleucogramei. Tratamente chimice alopate, din păcate, nu prea există, pentru că orice substanță chimică, farmacologică activă, riscă să facă și rău, nu numai bine, atunci când trece prin ficat și când e metabolizată de ficat. De aceea rămân speranțe mari în interiorul disciplinei numită fitoterapie, pe care noi o practicăm. Doamna doctor, putem trata cu remedii naturale din plante medicinale ficatul gras sau hepatita? Da, remediile naturale din plante medicinale au un potențial foarte mare. Favorizează atât, deci putem apela la ele atât preventiv cât și curativ. Ele, cum luate, administrate preventiv, nu lasă instalarea modificărilor irreversibile și în același timp țin într-un echilibru funcțiile ficatului. Putem vorbi despre remedii naturale condiționate sub formă de ceai, sub formă de capsule, sub formă de pulberi. Plantele medicinale sub formă de ceaiuri pot fi foarte bine administrate, așa cum spuneam, pentru a menține în echilibru funcția ficatului. Noi vorbim despre o formulă, cum obișnuim și cum ne place și o să discutăm și astăzi, să promovăm și să acordăm atenție deosebită tradiției. Am să recomand o formulă de ceai, o rețetă monahală tradițională românească, un ceai hepatic, care prin compoziția sa realizează o hepatoprotecție foarte bună, detoxifică ficatul, preîntâmpină prin plantele din compoziție încărcarea lui grasă, conține fructe de armurariu, conține salvie, conține isop, chiar studiile științifice au demonstrat că isopul protejează ficatul de această încărcare grasă, cum spunea și domnul profesor, care în final duce la fibrozare și la modificări irreversibile. Dacă reușim să stopăm aceste lucruri în stadii incipiente, ficatul are în jur de 2-4% încărcare grasă în mod normal, dar în momentul în care depășește 30-40-50% și stadiile de steatoză depășesc forma ușoară moderată și mergem tot înainte, se ajunge spre ciroză și spre o modificare irreversibilă. Pe lângă formula ceaiului, foarte importantă și calitatea plantelor medicinale, noi avem culturi proprii pe peste 200 de hectare situate în inima Daciei și important și fluxul tehnologic care este, are avizul Agenției Naționale a Medicamentului, deci are GMP-ul medical de bună producție. Pe lângă această formulă monahală, în care, ca de obicei, știința demonstrează ce se știa de mult din tradiție, că iată și în această formulă este, se regăsește ca și compoziție fructele de armurariu, despre care se știu și s-au demonstrat cât sunt de eficiente în afecțiunile ficatului. Despre o altă formulă, este o formulă a echipei noastre de cercetare, în care pe lângă fructele de armurariu mai regăsim sunătoare, sulfină, rădăcină de cicoare, toate plante care favorizează și funcția biliară, pentru că știe că la nivelul ficatului se secretă și bila și apoi ea este excretată pentru digestie, pentru una digestie a grăsimilor. Deci are atât funcție hepatoprotectoare cât și colereticolagogă, preîntâmpină inflamația ficatului și congestia. Deci sunt două formule de ceai care pot fi foarte bine folosite atât preventiv cât și dacă boala deja este instalată. Și putem curăța periodic ficatul, această uzină a organismului care metabolizează tot ceea ce consumăm? Așa este, este tot așa, referindu-mă la ce spunea și domnul profesor, într-adevăr alimentația din zilele noastre este colorată și la propriu și la figurat cu tot ce n-ar trebui să fie și e foarte important, sunt tot mai frecvente steatozele non-alcoolice. Dacă mai de mult alcoolul era marea problemă, acum se pare că alimentația și acele sucuri frumoase și colorate. Într-adevăr, curățarea ficatului este foarte binevenită pentru organism în general și pentru ca ficatul să poată să facă față tuturor acestor agresiuni. Recomand o formulă complexă din pulberi, din plante medicinale și fructe de plante medicinale, adică fructe de măcești, de cătină, de fenicul,
tot de armurariu. În compoziție se regăsește și lemnul dulce, care are tot mai multe studii care demonstrează tropismului la nivelul ficatului, pe lângă multe alte proprietăți, și tache, o ciupercă care are zeci de studii în Japonia și care și-a demonstrat pe deplin eficiența în patologia hepatică. Se recomandă cam două cure, cel puțin două cure de câte una, două luni pe an cu această pulbere, care se poate administra foarte ușor, cu puțină miere sau cu iaurt sau cu un ceai, în funcție de preferința, sau în sfârșit, dacă e o persoană diabetică, normal că nu va apela la miere, ci la un iaurt sau la un ceai. Domnule profesor, cu ce ne recomandați să continuăm acest tip de tratament? Domnule profesor are o poveste foarte interesantă despre un medicament. Am avut prilejul fericit acum peste 25 de ani să întâlnesc o maică din mănăstirea Rătești, Maica Benedicta, care practica un leac străvechi pentru hepatită și a fost dispusă să mi-l arate. De fapt, l-a arătat la toată lumea, pentru că era generoasă și nu făcea o afacere din asta. Dorea să se vindece cât mai multă lume. Este un amestec de pulberi din plante reduse la stadiu de carbonizare, de cenuși, și am, deci, peste 25 de ani de când practic acest remediu în cabinetul meu și pot să spun că am obținut cu el cele mai bune rezultate în hepatitele cronice și în hepatitele acute. Hepatite acute mai rar mi se întâmplă să am, pentru că alea se duc la boli infecțioase, dar au mai venit cazuri rezistente la tratament, care nu-și ameliorau funcția hepatică. Sunt plante, în general, din flora spontană a României, din munții României. Am publicat acest leac, am publicat și rezultatele obținute cu acest leac. E făcut public, poate să-l folosească oricine. Și dă rezultate foarte bune în hepatite, indiferent de etiologia de cauza hepatitei, fie că este toxică, fie că este nutrițională, fie că este virală, cum se întâmplă cel mai adesea. Există și alte confirmări ale eficienței terapeutice a remediilor naturale în cazul bolilor hepatice? Există, să-mi permit să fac și o completare la ce a spus domnul profesor. Am realizat și o evaluare eficienței pe această rețetă de pulber din plante. S-a determinat viremia pacienților, ce a urmat tratament pacienții cu această pulberă timp de 6 luni. Administrarea ei este foarte ușoară. Se administrează un flaconel o dată la 3 zile, tot așa în puțină miere sau în iaurt. Sau maica recomanda chiar în puțin vin. Curat, natural. Deci, motivul că vinul are un tropism hepatic și duce foarte repede leacul acolo. Dar bolnavii se sperie în general de vin și atunci, mai ales la ficat, îl dăm în miere sau în siropuri. Și s-a realizat determinarea viremiei cu o reducere semnificativă la 75% dintre pacienți. Deci iată că există, deci, chiar pe viremie. Cum spuneam și mai devreme, avem o gamă variată de remedii naturale pentru afecțiunile hepatice și acestea au și confirmarea eficienței terapeutice, atât pentru nivelul transaminazelor, pentru calitatea vieții pacienților, pentru normalizarea sau ameliorarea imaginii ecografice a ficatului steatozic. Vorbesc despre o formulă cu eficiență terapeutică dovedită pentru steatoza hepatică. Este o formulă tot a echipei noastre de cercetare, care conține extract de fructe de armurariu, Schisandra chinensis, rostopască, păpădie, sulfină. S-a realizat o evaluare la pacienții cu steatoză cu forme ușoară, medie și severă, administrat tratamentul timp de 3 luni de zile, monitorizați atât din punct de vedere al enzimelor hepatice, deci transaminazele, cât și a imaginii ecografice. Și ce pot să spun, bineînțeles, și clinic, pentru că pacientul prima dată vrea să se simte bine. Asta este clar. Pe urmă îl interesează valorile celelalte. Din punct de vedere al stării clinice, deci 50% dintre ei s-au simțit perfect și s-a rezolvat, deci practic s-au, pot să spune că s-au
vindecat, 45% starea generală ameliorată, iar ca și nivel al transaminazelor și imaginii ecografice, la 70% a fost regresie de la sever la moderat, de la moderat la ușor și la ușor cu imagine cu ecostructură normală. Deci vreau să spun că a fost ecografic, deci este o dovadă palpatorie, nu doar clinic. Iar o altă confirmare este pe un studiu clinic realizat pe aceeași formulă, în care au fost urmăriți pacienții cu hepatită C, cum spunea și domnul profesor, care sunt foarte frecvenți. A fost 6 luni monitorizarea realizată și aici, la 60% dintre ei, s-au ameliorat transaminazele. A crescut indicele de masă corporală la 50% dintre ei, apetitul alimentar la 85%. După ce perioadă? 6 luni. După 6 luni de tratament. Deci, în perioadă, fără întrerupere. Da, deci pe perioada acestor 6 luni s-au întâmplat toate acestea. Au început încă de la prima lună să apară aceste ameliorări. Și transaminazele? Da, și transaminazele la 60%, la 61% dintre ei au scăzut transaminazele. Și ce a bucurat pe toată lumea, deci au fost monitorizați de medicul hepatolog și de nutriționist, au completat un chestionar de calitate, sigur. Da, și un tabel care, în care erau menționate calitatea vieții pacientului. Și aici astenia, care pe bolnavul hepatic îl doboară, că de obicei sunt pacienți obosiți. Obosesc mai repede. Mult mai repede. La toată lumea astenia s-a rezolvat încă de la prima lună de administrare. Deci, după ce, într-adevăr, după ce au oprit tratamentul, după încă 6 luni, a trebuit iarăși reluat, pentru că lucrurile n-au mai stat la fel de bine, dar acest lucru a demonstrat încă o dată că pe perioada administrării tratamentului a fost eficient, n-au fost niciun fel de intoleranțe și niciun fel de reacții adverse. Și este totuși bine știut, chiar am să vă rog, domnule profesor, să ne vorbiți puțin despre acest lucru, că rigurozitatea cu care țin acest tratament, tratamentele, de fapt, care se administrează în cazul hepatitei C, duce până la urmă la modul în care ei se vindecă sau nu, sau se ameliorează, pentru că sunt pacienți cu hepatita C care merg într-o zonă foarte bună, da, pentru că urmează, spuneam, cu rigurozitate un regim de viață și dietă și tratamentul alopat, dar și cele naturiste prescrise, și unii care sunt dezordonați, care nu țin acest regim și care, din păcate, nu se simt foarte bine după un timp. E bine să insistăm pe această temă. Dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii că tot ce intră în om, absolut tot ce aș putea spune și ce respiră omul, până la urmă trece prin ficat. Ficatul nu poate fi ocolit pentru că este organul laborator al corpului omenesc care metabolizează tot ce intră în ființa umană. Deci stilul de viață în acest caz este extrem de important pentru ca să ajutăm ficatul să nu fie intoxicat nicio clipă pe parcursul anilor de după hepatită. Cum tratamentele naturale sunt eficiente, dar sunt puțin mai lente decât cele chimice, e bine ca omul să se înarmeze cu răbdare, să le ia constant, riguros și în același timp să nu uite stilul de viață, pentru că mi se întâmplă deseori în cabinet să întâlnesc bolnavi care în momentul când primesc o rețetă sunt convinși că de acum nu mai e cazul să aibă un stil de viață corect, pentru că rețeta oricum îi va vindeca. Acest lucru este fals. Mai degrabă pot să spun invers, că sunt bolnavi care au avut hepatită și care nu iau niciun tratament, dar au un stil de viață foarte corect și boala se blochează în evoluție. Doamna doctor, o concluzie pentru emisiunea noastră? O concluzie este într-adevăr important, cum spuneam și altă dată, să avem răbdare și perseverență pentru tratamentele naturale, nu doar pentru cele alopate. Și, da, mai ales și perseverență, atât, pentru că asta contează foarte mult. Nu poți fi luând, administrând o singură dată sau chiar o săptămână, o lună, să te bucuri de efectul pe care îl au acestea dacă îl administrezi cu în general, ficatul profesor, se vindecă pe mai greu, pe o durată lungă de timp, pentru că el nu e în repaus niciodată, el zilnic metabolizează ceva, muncește. Așa este și cum, oricum, ceea ce am... Mai dificil este atunci când deja ai ajuns într-un stadiu în care este foarte obosit. Bine, nu mai vorbim nu vorbim de decompensare, în care fibrozarea este maximă, în care ai modificat structura anatomică și în care nu mai poți să faci... Principalul factor de stres, domnule profesor, pentru ficat, care este, de fapt? Chiar stresul, cred. Mai mult decât atât, stresul metabolic, intoxicarea lui cu ceva anume.
inclusiv cu abuzul de medicație chimică, care e o altă problemă în zilele noastre. Un număr mare de hepatite cronice se datorează medicamentelor chimice. Excesul acesta. Noi nu suntem împotriva lor de principiu, dar văd deseori cum se dau două, trei medicamente cu efect sinergic pentru aceeași boală, ceea ce este de acum o greșeală. Noi o numim asta polipragmazie, când omul abuzează de medicamente chimice și atunci sigur se va alege și cu o hepatită cronică pe lângă boala de bază. Și regenerarea ficatului cum se face, de fapt? Greu, dar printr-o dietă foarte corectă, așa, o dietă bio sau naturală sau tradițională, pe cât posibil alimente fără aditivi, este un lucru extrem de important. Și în stadiul în care poate să fie regenerat. Așa, și se apelează la surse naturale din inima Daciei, deci practic surse de sănătate, importante zonele de unde sunt produsele, să fie tot așa zone nepoluate, pentru că dacă și contează foarte mult, deci important să știm ce remedii să apelăm. Și să fim ordonați. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat, iar astăzi pentru telespectatorii noștri, Editura Litera ne aduce în atenție două momente cruciale din istoria modernă a lumii, războinicii lui Hitler și Berlin 1961. Războinicii lui Hitler descrie portretele psihice a 6 dintre reprezentanții elitei militare germane. Acest pachet de două cărți, Războinicii lui Hitler și Berlin 1961, la numai 79 de lei astăzi, puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1800 tarif normal. Veți fi contactat de către un operator după trimiterea mesajului care vă va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Încă o dată vă mulțumesc, iar noi ne revedem și astăzi seară de la ora 23 în cadrul unei noi ediții 360 de grade, alături de preotul Constantin Coman și de Cristian Curte, pentru a aduce în discuție viața părintelui Ilie Cleopa și a duhovnicului acestuia, Paisie Olaru, cât și pentru a vorbi despre sfaturile lor pline de înțelepciune. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea de tașă. Sunt de la revedere. Emisiune recomandată de Fares. Sănătate din inima Daciei.